Să ne lăsăm copiii să plângă e o idee care a fost vehiculată încă de prin anul 1880. Secolul 20 a fost cel în care oamenii de știință considerau că știu mai bine decât mamele ce e mai bine pentru copiii lor. Astfel încât metoda Cry It Out, adică în traducere plângi până nu mai poți, a căpătat mulți adepți. Astăzi, la Totul despre Mame, vrem să înțelegem de la ce a pornit totul, în ce constă cu adevărat metoda și la ce se poate ajunge dacă o folosim. O avem alături de noi pe doamna Simina Angelescu, psihoterapeut de copii, alături de care vom vorbi despre această controversă. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș vrea să te rog, la început, să ne explici pe înțelesul tuturor ce înseamnă, de fapt, metoda Cry It Out, în ce constă ea. Metoda presupune să-l duci pe copil în pătuț și să-l lași să adoarmă singur, lăsându-l să plângă intervale de timp din ce în ce mai lungi. Dacă la început poți să-l lași 5 minute, apoi mergi la el, îl consolezi, îl atingi, doar că nu ai voie să-l iei în brațe. Pleci din nou, copilul începe iarăși să plângă, îl lași să plângă un pic mai mult până eventual se liniștește sau nu, până adoarme. Ce crezi că se poate întâmpla cu un copil pe care îl lași să plângă atât de mult? Cum poate el interpreta intenția sau chiar indiferența noastră a părinților? Da, efectele sunt foarte neplăcute pentru copil și pentru părinte și pe termen lung consecințele nu sunt deloc bune. Pentru că atunci când copilul plânge, plânsul este un semnal, ne transmite ceva, are nevoie de noi. Indiferent că este foame sau că vrea să fie consolat sau că vrea să fie ținut în brațe. Faptul de a nu-i răspunde copilului la acest semnal îi afectează atât dezvoltarea cognitivă și emoțională, cât și faptul că pur și simplu nu își mai poate construi încrederea în sine și încrederea în ceilalți. Atunci când copilul plânge și nu îi se răspunde nevoii de consolare, organismul secretă hormoni de stres. Pe termen lung au un efect negativ asupra dezvoltării cognitive. Și atunci, dacă noi ca părinți avem reacție și mergem la copil, îi oferim confort matern când are nevoie, crezi că este într-un fel afectată independența pe termen lung? Nu este afectată independența, dimpotrivă, pentru că copilul în primul an de viață este dependent de noi. Asta e un fapt. Așa sunt, dependenți, și e sănătos să fie așa, au nevoie de noi. Ce se întâmplă este chiar pe dos faptul că atunci când copiilor nu li se răspunde nevoii de afecțiune și contact cu părintele, mai târziu se constată că, culmea, ei sunt mai degrabă dependenți. Da? Pentru că nu au primit la timp ce aveau nevoie. Poți să revii puțin asupra celor spuse, să ne explici puțin ce înseamnă dezvoltare cognitivă la copil? Efectiv, dezvoltarea creierului și abilităților intelectuale. Da? Hormonii de stres pe termen lung au un efect nociv, distrug celula nervoasă și afectează hipocampul și copilul va avea mai târziu dificultăți de învățare. Deci asta se întâmplă în plan cognitiv. În plan emoțional, se întâmplă că copilul nu mai are încredere în mediul înconjurător. El cere ajutor, semnalizează că are nevoie de cineva aproape și nu îi se răspunde. Și atunci, în timp, învață că, de fapt, orice ar face, nu primește suportul părinților sau celor din jur. Spune-mi, te rog, cum poate afecta metoda aceasta, relația dintre copil și părinții săi, pe termen lung? Așa cum spuneam, pe termen lung, ce se întâmplă este că copilul își pierde încrederea în sprijinul părinților. Se poate întâmpla chiar după ce a plâns foarte mult și nu i s-a răspuns, să renunțe să mai plângă sau să ceară, să semnalizeze cumva că are nevoie de cei din jurul lui, de mama sau de tata. Și uite, așa ajung să fie copiii deprimați. Culmea, părinții pot să nu-și dea seama, se gândesc că uite ce minunăție, avem un copil liniștit, care nu mai plânge. E chiar adevărat, copiii la un dat adorm. Da. Dar e oare adevărat și faptul că somnul acesta e de fapt rezultatul unei traume? E un somn adânc. Copiii după ce plâng mult dorm bine. Somnul de după plânsul acesta foarte îndelungat este un somn mai degrabă de protecție, de refugiu, este ca un mecanism de apărare. După ce a suferit, eu știu, un timp foarte îndelungat și n-a primit niciun fel de sprijin sau consolare, copilul se poate refugia în somn. Nu este un somn sănătos, este un somn mai degrabă de protecție și un refugiu al copilului. Crezi că este o
metodă care afectează inclusiv respectul de sine al copilului? Cu siguranță, pentru că atunci când copilul semnalează că are o nevoie, este foame, are nevoie de părinți, chiar și dacă este plictisit și el cere atenția părinților și nu o primește, se poate întâmpla copilul să înțeleagă că el nu este capabil, de fapt, să ceară ceva. Se poate gândi, ok, nu sunt important, nu sunt capabil să cer ajutor, semnalul meu nu este valoros. Și atunci, în timp, se dezvoltă nu doar neîncrederea în ceilalți, cât și neîncrederea în propriile capacități. Este o discuție foarte utilă, cred, pentru mămicile care s-ar fi putut gândi la această metodă. Am să te mai întreb ceva. După hrană, care crezi că este cel mai important lucru de care are nevoie un bebeluș? Cred că pe același plan cu hrana este nevoia de afecțiune. Și la asta mă refer, nevoia de a fi atins pentru bebeluși și pentru copiii foarte mici, nevoia de a fi ținut în brațe, de a fi atins, este pe același plan cu nevoia de hrană, pentru că atingerea este hrana emoțională. Îți mulțumesc, Simina! Iar voi, dacă vreți să aflați 10 pași simpli pentru a învăța pe copii să adoarmă singuri, intrați pe totuldespremame.ro. Eu vă invit să mergem mai departe cu speranța că am înțeles ceva din asta. Adică, în vorbele celor de la Beatles, All We Need Is Love.